Natura a uimit omenirea prin imprevizibilitatea sa încă din vremurile de mult uitate. În ziua de astăzi, în secolul 21, avem o mulțime de tehnologii incredibile, dar multe fenomene naturale comune rămân încă un mister. Să nu mai vorbim despre fenomene rare care au loc în anumite regiuni de pe planeta noastră, de exemplu norul cigaș, curcubeul alb și fenomenul soarelui triplu și acestea sunt doar câteva dintre cele pe care le vei învăța în acest videoclip. 1. Granița dintre două oceane Știați că oceanele nu sunt complet izolate unul de celălalt? Câteva dintre ele se întâlnesc în anumite puncte. De exemplu, Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific se întâlnesc în strâmtoarea Drake pe o distanță de 800 de kilometri. Dacă credeți că apa acestor două oceane se amestecă pur și simplu, iar granița dintre ele poate fi determinată doar dacă folosim hărți și coordonate precise, atunci vă înșelați. În realitate, aceste oceane și chiar unele râuri nu își amestecă niciodată apele. Acest lucru se întâmplă din mai multe cauze, dar principalul motiv pentru care aceste oceane nu se amestecă niciodată este datorită nivelului diferit al salinității apei și al densității sale. Mulțumită acestor lucruri, tensiunea superficială a apei se formează la granița dintre cele două oceane, astfel ele nu se combină niciodată. De obicei, granița oceanelor este vizibilă cu ochiul liber datorită culorilor diferite pe care le au cele două ape. Acest fenomen este cunoscut oamenilor de știință sub numele de haloclină și a fost descoperit pentru prima dată de Jacques Yves Cousteau în timp ce explora strâmtoarea Gibraltar. Dacă faci un astfel de experiment într-un pahar cu apă din Oceanul Pacific și Oceanul Indian, efectul va fi același doar că în acest caz apa va avea un efect haloclin orizontal. 2. Soarele triplu Legendele andice ale diferitelor națiuni relatează de cele mai multe ori despre trei sori care obișnuiau să ilumineze pământul. Desigur că acest lucru este doar un mit vechi, dar câteodată acest fenomen poate fi găsit în natură și este denumit efectul halo sau auroră și este un fenomen optic unic, un inel luminos în jurul sursei de lumină. Potrivit meteorologilor, cel mai comun efect halo poate fi observat în sezonul rece în regiuni cu un climat aspru, precum Siberia sau statul Wisconsin din America. În astfel de locuri poți găsi toți factorii necesari pentru ca efectul să aibă loc. Acești factori sunt frig sever, un soare strălucitor și umiditate crescută. Ca o regulă, efectul halo are loc asupra soarelui, dar se poate întâmpla la fel de bine și lunii. Acest fenomen este cauzat de cristalele de gheață care apar în nori sirus ai straturilor superioare ale troposferei la înălțimi joase, la o distanță nu mai mare de 10 km de suprafața Pământului. Câteodată acest efect este ca un curcubeu sau un stâl de lumină, dar în unele cazuri acesta apare ca un soare fals pe cer. Strămoșii noștri credeau că acest fenomen este un semn care simbolizează distrugeri, acestea fiind descrise chiar și în cronici. 3. Norul Gloria Dimineții Acest fenomen meteorologic incredibil poate fi văzut într-un singur loc pe pământ și anume malurile nordice ale Australiei, dar doar în timpul primăverii. În general, aceștia sunt nori Arcus care călătoresc cu viteze de până la 60 de km pe oră și sunt asociați cu furtuni, rafale de vânt și schimbări ale presiunii bruște. Nu este dificil să ne imaginăm pericolul la care ești expus dacă te apropii cu un avion de acești nori. Datorită habitatului limitat în care se formează aceștia, acest fenomen este foarte slab studiat și există doar câteva versiuni ale cauzelor formării lor. Poate că aceștia sunt de fapt niște tornade somnoroase sau rămășițele vârtejurilor unor cicloni sau pot fi și așa numiți nori scoal care apar în atmosferă înaintea unui fulger mare. Oricum am caracteriza acești nori, cercetătorii au stabilit că ceea ce cauzează fenomenul de nori gloria dimineții sunt mișcările maselor de aer ca rezultat al brizei marine. Singurul lucru pe care meteorologii încă nu îl înțeleg este de ce acest fenomen se petrece doar într-un anumit loc pe coasta Australiei. Totuși există dovezi că acest fenomen a fost văzut de câteva ori și în alte părți ale lumii, cum ar fi Brazilia. 4. Pororoca. În ultimii ani, acest fenomen natural din Brazilia a devenit o atracție pentru turiștii din toate colțurile lumii. Pororoca este un val uriaș numit și mascaret, care are loc la gura râului Amazon. Cu alte cuvinte, unde apele fluviului întâlnesc apele oceanului Atlantic. Puternica marea Atlanticului care provoacă fenomenul are loc în această zonă de două ori pe an și se mișcă cu o viteză incredibilă pe parcursul la 800 de kilometri în interiorul râului Amazon, toate astea împotriva curentului. Valul se poate înălța până la 4 metri. Bineînțeles că Pororoca are consecințe teribile asupra regiunilor din apropiere. De cele mai multe ori scoate pomii din rădăcini, mătură casele oamenilor, răstoarnă bărci și inundă culturile localnicilor. Cu toate acestea, acest lucru nu sperie surferii din toate locurile lumii care vin aici în fiecare an în încercarea de a ajunge pe culmile valurilor ucigașe. Această acțiune este extrem de periculoasă și dificilă nu doar datorită vitezei valurilor, dar și datorită proprietăților apei. În cele din urmă, apa oceanului este sărată și mai puțin densă, ceea ce înseamnă că este alunecoasă, dar în același timp apa fluviului amazonian este dulce și face surfingul mai dificil. Cu toate astea, surferii sunt pregătiți pentru orice provocare atunci când vine vorba să călărească cel mai lung val din lume. În São Domingos do Capim, un oraș din partea de nord a Braziliei, se ține până și o competiție anuală. Apropo, cuvântul pororoca provine din limba triburilor care trăiesc în pădurea amazoniană. Aceștia au trăit pe coastele Braziliei înainte de sosirea colonizatorilor portughezi. Pororoca poate fi tradus ca și Marele Val. 5. Curcubeul alb. Știm încă din copilărie că un curcubeu câteodată chiar două apar pe cerul unei zile însorite. Dar știați totuși că există un alt tip de curcubeu, un curcubeu alb? Mai este numit și arcul de ceață și poate fi observat în regiunile în care aerul este acoperit deseori cu aburi, de exemplu în latitudinile apropiate Oceanului Arctic. În principiu, un curcubeu alb este același lucru ca un curcubeu normal, numai că prezintă această nuanță de alb datorită ceții. O explicație mai detaliată ar fi că picăturile de apă din ceață sunt mai mici decât picăturile de ploaie. În același timp, ceața trebuie să fie suficient de subțire pentru a face vizibil spectrul luminii solare. Ca rezultat, marginile unui astfel de curcubeu prezintă o culoare de roșu sau albastru, dar este alb în interiorul său. Ceața poate apărea pe cer chiar și noaptea, iar în acest caz fenomenul este numit arc lunar. 6. Spumă de mare. Când auzim despre spumă de mare, cei mai mulți își imaginează o sirenă care s-a transformat în spumă la sfârșitul zilei, potrivit basmelor lui Hans Christian Andersen. Dar ce spuneți, nu credeți că arată ca un cappuccino marin? Acest fenomen are loc atunci când foarte multă spumă venită din largul mării este adusă pe țărm. Odată venită această spumă, se instalează o petrecere printre localnici care filmează fenomenul cu zâmbetul pe buze. Să fim cinstiți, acest fenomen seamănă mai mult cu rezultatul spumei rezultate în urma spălării unor haine foarte murdare. Arată de parcă s-a folosit prea mult detergent la spălarea rufelor. Până la urmă, ce provoacă acest fenomen în realitate? Sunt mai mulți factori care provoacă asta: o cantitate suficientă de resturi marine, alge, temperaturi ridicate, o salinitate potrivită a apei și vântul puternic care să aducă spuma la mal. Pe scurt, spuma de mare este un amestec de rămășițe marine și sare care umblă și spumegă în apele calde ale mării, iar vântul și curenții o ajută să ajungă la mal. Oamenii sunt fascinați de priveliște. Aceștia fac poze și înnoată bucuroșii norii de spumă marină, fără să știe că acest fenomen este cauzat mai mult de consecințe devastatoare ale ignoranței omului asupra mediului. 7. Umbra uriașă de urs. Acest fenomen poate că nu este prea greu de înțeles dintr-un punct de vedere natural, dar nu este mai puțin unic față de celelalte datorită măreției pe care o are. Această umbră de urs apare de câteva ori pe an în munții americani din Carolina de Nord, care atrage un număr uriaș de turiști uimiți de fenomen. Alți oameni văd forma altor animale în umbra munților, cum ar fi câini sau hipopotami. În fiecare zi, începând cu sfârșitul lui octombrie până la începutul lui noiembrie și din jumătatea lunii februarie până târziu în martie, umbra în formă de animal apare pe versanții munților pentru doar o jumătate de oră. Însă acest lucru este suficient pentru turiștii care doresc să fie martorii fenomenului uimitor și să facă poze acestui miracol numai dacă cerul este senin. 8. Cercuri subacvatice Cândva în anul 1995, un grup de scafandri au descoperit niște figuri simetrice fascinante pe fundul apei din jurul insulei Amani Oshima din Japonia, care se află în Marea Chinei de Est. Fenomenul incredibil era similar unei opere de artă făcută din nisipul fin. Această artă arată ca un cerc perfect cu linii care pornesc din mijlocul său și sunt perfect simetrice. Cercetătorii au început imediat să lucreze la niște teorii legate de originea acestor schițe, iar oamenii de rând au crezut pur și simplu că sunt legate de fenomenele paranormale. Autorii acestor lucrări au fost găsiți în cele din urmă doar că a durat 18 ani pentru a le afla identitatea. S-a dovedit a fi vorba despre mici pești care fac parte din familia peștilor balon. Mărimea acestor animale nu depășește 12 cm, în timp ce diametrul operelor de artă subacvatice pe care le creează au un diametru de până la 2 metri. Dar de ce fac ei aceste lucrări? Pentru propriul amuzament? Nu, există o explicație logică al comportamentului acestei specii de pești, la fel cum toate lucrurile din natură au o explicație rațională. Adevăratul motiv este că masculul speciei pregătește o groapă unde femelele să își poată depune icrele, asta doar dacă formele cercului îi sunt pe plac. Totuși, oamenii de știință nu au putut înțelege după ce criterii femelele acestei specii evaluează calitatea muncii depuse de partenerii lor. 9. Copaci de gheață Acest efect remarcabil poate fi văzut pe copacii dintr-o pădure unde au avut loc ploi înghețate. Trunchiul pomilor este acoperit în întregime de o crustă subțire de gheață, iar sub acestea pot fi văzute mici cursuri de apă care curg între scoarță și gheața depusă pe trunchi. Este un efect vizual grozav. Dar ce este această misterioasă ploaie înghețată? Pot exista precipitații sub formă de ploaie la temperaturi de sub 0 grade Celsius? Din punct de vedere biologic, aceste precipitații ar trebui să înghețe pur și simplu și să se transforme în ploi solide cu gheață, corect? Ei bine, s-a dovedit că pot exista ploi lichide și la temperaturi foarte joase. În astfel de cazuri, fiecare picătură de ploaie este acoperită cu o peliculă subțire de gheață, care se sparge imediat ce ia contact cu orice suprafață dură. Drept rezultat, apa se scurge pe interior, iar stratul superior al apei îngheață instantaneu. Aceasta este explicația acestui fenomen ciudat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!